Salutare, prieteni! Suntem aici la Leonard, am venit să-i tragem o arătură. Hai să vă arăt, să vedeți, să vă dați cu părere. Dar să băgăm mânușile, că noi lucrăm regulamentar. Fără mânuși ești ca fără chiloți. Ce mai? Hai, tata, ia să vedem ce zice ea. Ia ziceți, băi, oameni buni, cum vi se pare? E bine, nu e bine? Intră bine, nu intră bine? Totuși e cam moale, dar e ok până la urmă. Să mai înfundă, mai, adică să înfundă, să lipește pământul. E pământul un pic moale, dar merge. Așa, comasează bine tot, brazd avem, adâncime avem, clin avem, am făcut și înclin un pic, na, tractoristul. Așa. Tractorașul toarce frumos, ca nou. Totul merge bine. Îi dăm bătaie să terminăm lucrarea, că ne apucă noaptea. Tractorul e viața mea, merg pe câmp toată ziua. Muncesc zi și muncesc noapte să am recolte bogate. Cei care conduc ca mine, tractoriști de meserie, o să aibă bani femei, aver multe câte vrei. Tractorul e viața mea, merg pe câmp toată ziua. Muncesc zi și muncesc noapte să am recolte bogate. Cei care conduc ca mine, tractoriști de meserie, o să aibă bani femei, aver multe câte gata, s-a fost tot. Așa a ieșit lucrarea. Frumos, totul perfect. Lucru, frate. Totul ca la carte. Ești mulțumit, Leonard? Aur. Perfect. Aur, adică de la mine, de la Aurel, nu? Aurel face aur, ca să știți. Și acum merg în altă parte, că mai am de arat într-un loc și sper să nu mă prinde noapte. Dacă mă prinde noapte, vă arăt și vouă. Ne-a prins noaptea, băi, fraților, la Arad. Și
Uite, băi, oameni buni, m-a prins noaptea pe aici. Ia uitați. Am terminat, băi oameni buni, de Arad. Și acum mă îndresc spre casă. După mine, mă.